Am revenit, dragi prieteni, așadar, alături de noi este primarul orașului Stațiune Târgovna, domnul Ștefan Șiloche. Domnule primar, am vorbit așa în prima parte a emisiunii și despre evenimente de suflet și despre proiecte serioase, ambițioase, ați muncit mult timp, dar zic eu că până la urmă efortul se merită. Vreau să vorbim despre o altă întâlnire, pare așa ușor festivă și lumea zice, a, se întâlnește domnul primar, ori se duce să se plimbe, ori cheamă alți primari să se plimbe, dar nu-i chiar așa. Și o să explic de ce. Să fii gazda unui eveniment precum întâlnirea Asociației Orașelor din România, s-a întâlnit cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, unde la Târgocna s-au întâlnit. Aici cred că principalul vinovat pentru această vizită sau întâlnire sunteți dumneavoastră. Da, eu dacă sunt, există un vinovat. Eu sunt bucuros că Asociația Orașelor din România, care cuprinde jur de 300 de orașe, conducerea asociației a hotărât să facem această întâlnire în Târgocna și nu întâmplător, pentru că eu sunt printre puține orașe din România, care am 5 orașe din Moldova, înfrățit cu 5 orașe din Moldova, acordul de colaborare, mai corect spus, zicem noi înfrățire așa, dar nu e chiar înfrățire, și avem cu Ucraina 4 localități. Și atunci, bine, sigur, a fost curajul cam mare să lansăm o asemenea idee. La început și eu am crezut că vor veni 10-15 primari aici, 10 de acolo. Dar am fost plăcut, impresionat, când cei cu cazare ne-au spus, dar știți că nu mai avem locuri. Păi de ce? Bine, dar s-au spus și în dificultate, nu spune. Da, da, de acord, nu, dar nu e ușor să organizez un eveniment de asemenea. Plus că sunt și oameni. Și la acel eveniment, sigur, am cazat în Târgocna la pensiune, dar am cazat și la Târgocna, la Apostolii Moldova și ne-am descurcat cu cazarea. Acum, sigur că am avut și bune practici la așa. Am semnat... Da, să zic eu cine a mai participat, dumneavoastră nu ziceți. Da, e foarte important că avem așa, au fost președinte de raion din Ialoveni, Strășeni, asta Republica Moldova, și bineînțeles președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu. Au fost multe emoții acolo, trecând peste, să zicem, atmosfera festivă, oameni emoționați. Și mai un lucru, a venit și ministru. Am avut doi ministri. Da. Dar e normal să vorbesc de femei, știți că da, femeie, asta este. Da, sigur. Da. A fost doamna ministru pentru românii de pretutindeni și domnul ministru secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, pentru că, sigur, evenimentul fiind și primarii din Moldova a fost de interes. Noi ne-am bucurat că am reușit să-l organizăm, că au venit atâția primari, că am putut să le facem, ne-am făcut cunoscuți, că la urmă asta este. Gândiți-vă că au venit primari care ne-au funcționat în Târgu Ocra, din satul mare, turnul Caraș Severin, Timiș, dați seama, să viața kilometri și... Și ați făcut și lobby pentru Târgu Ocra, absolut, clar. Deci aici e problema. Că dacă nu e problema, e șmecheria. Dacă nu te faci cunoscut, nu vine nimeni, știți? Pe vremea mea se spune așa că fata nu se mărită dacă nu duce la bal, știți? Balul era ora pe vremea noastră, acum nu mai sunt. Dar nu pot să... Și atunci, vă dați seama, s-a rostit Târgocna de atâția primari, am reușit să facem față și e mare lucru. De asemenea, toată lumea spune problema ce cu aceste colaborări cu Ucraina și cu Moldova. Și dacă am ocazia, acum am să mai spun o dată. Noi avem foarte mulți turiști din Moldova și din Ucraina, tocmai pentru faptul că suntem cunoscuți cu Salina. E un mare avantaj. E o nișă pe care ați valorificat-o. Sigur că da. Și acum să explicați de ce zic că e nișă. Păi este un potențial pentru noi. Pentru că până urmă cei din vest, din Franța, din Germania, la Târgu Ocra, o să mai dureze nu știu câți ani. Știți? Sau americanii, că unii așteaptă din prim... Au venit cu alte probleme, dar nu au venit să ne lase un bănuț încă până acum, da? Vorbesc de Târgu Ocna, adică să vină ca turist și să cheltuiască acolo și el un bănuț. Pe când cei din Moldova, cei din Ucraina sunt foarte interesați localitatea noastră. Primul rând, Salina, apoi Slănic Moldova, izvoarele, părtea de schi. Pentru ei sunt niște... Mina de sare este mina de aur pentru Târgu Ocna. Da, sigur, aurul alb. Așa e. Dar și noi o promovăm. Și noi promovăm frumos și ei vin, aici se simt bine,
Și noi încercăm, ne străduim ca ei să se simtă bine și sigur că dacă în 2016 am avut 216.000 de turiști, în 2017 am avut 256, o creștere de 20%, nu este... Dar cu birou de turism din primărie, toată lumea întreabă, ce treabă are turismul cu primăria? Păi tot are. Pentru că acest birou promovează proiectele, dar facem și publicitate. Păi, noi am avut anul trecut din Ucraina 6 autocare de turiști ucrainieni și pentru ei este foarte ușor. De la Odessa ai 500 ceva de kilometri, ucrainienii nu mai au nicio mină de sare, au avut una la Solodvino, s-a surpat. Și noi în această colaborare, de exemplu, am fost și noi acolo, ne-am făcut în zonă și asociații dezvoltarea turismului și cu Moinești, Dofteana, Târgu Ocna, Slănic, acum intră și Asău, și vrem să dezvoltăm turismul zonal, dar să ne ocupăm de turist, nu numai de tratamentul din mine. El trebuie să-i petreacă timpul liber. Și atunci noi trebuie să-l luăm, nu cumva să pleci cu vreun bănuță în Onești, da? Să plec. Așa? Să rămână în zona respectivă. Sigur, noi Oneștiul îl includem. Am înțeles, fără grijă. Îl includem aici pentru că avem ce arăta și noi. E Biserica de la Biserica Borzești, lui Ștefan. Biserica de la Borzești, tocmai acesta este proiectul. Pentru că toată lumea întreabă ce aveți voi, ce proiect faceți? Păi Ștefan cel Mare, bisericii, le dăm Cetatea Albă, luăm Motinul, luăm Soroca, da? Luăm Suceava, Târgu Neamț și Târgu Ocna, Onești, ca aici s-a născut. Da. Terminus, da? Nu, nu-i terminus, de aici începem, ca aici s-a născut. Da, corect. Da? Aici începutul și apoi. Dar Cetatea Albă. Cetatea Albă ne leagă Ștefan cel Mare, ne leagă Sfântul Ioan de la Suceava. Știți că și pe plan religios am reușit să aducem moaștele Sfintei Varvara. Deci din aceste discuții și aceste colaborări are toată lumea de câștigat. Deci nu mai sunt plimbări, ai fost odată. Am fost primit din guvernatorul Odesei, toți de la asociație. Nu e un lucru ușor, sigur că avem acolo și pe domnul consul general care ne facilitează toate aceste întâlniri. Acum se pune problema și pe partea economică să facem colaborări în avantajul ambelor părți. Și uitați, drept dovadă, acum duminică avem o delegație din Cetatea Albă de medici. Pentru că noi vrem acum să medicii de acolo să recomande salina noastră. Și deci de la Cetatea Albă vin. Nu, dar de la Cetatea Albă noi dorim să facem și o colaborare. Adică tratamentul pe care îl aplică ei acolo să colaboreze cu noi. Chiar am fost cu medici de la noi și cu primarii acolo în sanatoriu respectiv și vin medicii și ei vor stabili procedurile. Înseamnă când te duci la un medic și îți recomandă să vii la Târgu Ocna, este mult mai bine decât vom face și materiale în toate limbile ca să înțeleagă toată lumea și zic eu că pliați după cerere. Păi nu vă spunem că am făcut pe vechi, a cântat ursul mai mult decât pe nou. Păi contează acum că el ține cu 14 zile, mă. Ești mai contează, condiții. Astea sunt detalii. Și să vă spun, se simt foarte bine la noi. Am avut și puțină zăpadă, au fost și purtea deschidă la Slănic, am avut și Târgu Ocna și noi ne completăm, nu concurăm. Deci noi ne completăm. Iar această asociație care se ocupă de tot bazinul Trotușului, mă refer de la izvorul Trotușului, Lunca de Sus, Brescu, Oituzu, Tazlău, deci suntem 5 județe și 3 regiuni de dezvoltare, trebuie să dezvoltăm această zonă, sigur, Joneștiu inclus, până la vărsare în Urechi, Francia, în Adjud. Și încercăm să dezvoltăm turismul. Bine, dacă mi-aduc aminte, domnule primar, facem așa, ați primit și o vizită a unor delegații de medici din Basarabia, din Republica Moldova. Adică, încercați? Am avut mai multe delegații de medici, dar acum vin medici specializați pe tratament. Asta este un sanatoriu acolo, la Sergievka, localitatea de unde vin acești medici. Și ei sunt curioși să vadă ce avem noi aici în zonă. Și sigur că vom vizita toate obiectivele care sunt în zonă și chiar încercăm și o colaborare cu ei. Foarte interesant. A fost propunerea lor de a veni, propunerea dumneavoastră aici? Noi avem acolo Asociația de Prietenie Ucraineanu-Română și președintele de acolo și toți se interesează la toate formele de colaborare pe care putem să le facem. Spre exemplu, am aflat acolo că Peter Levchenko, părintele tangoului rusesc, a murit la Târgu Ocna. Și am găsit certificatul de deces
Și când am fost la întâlnirea cu doamna primar de acolo, Cetatea Albă, și președintele Raionului, a fost o mare descoperire. Și o să vedeți dumneavoastră ce pelerinaș va fi și ce interesat suntei de el. I-ați identificat mormântul? Sigur. Da, l-am găsit și mormântul. Și acum încercăm să facem ceva. Adică, noi dacă nu avem alte resurse, trebuie să mergem pe resursele care le avem. Și dacă v-am spus vreodată că am trimis toate numele eroilor sovietici din cimitir. Și l-am trimis la toate ambasadele Uniunii Sovietice. Și la toate ambasadele care sunt. Da, de și, de exemplu, armenii vin la unul din morminte acolo și fac slujbă, vin, ne vizitează. Bine, aveți sigur, și o biserică armeană. Avem și biserică, sigur. Relație bună și cu ei. Săptămâna trecută mi-a scris, am primit o scrisoare de la un cetățean din Franța care ne spune că bunicul lui ar fi născut în Târgu Ocna. Vă dați seama ce bucuros a fost el și va vizita Târgu Ocna, pentru că am și trimis certificatul de deces. E interesant, nu? Da. Deci valorificați toate resursele din ceea ce înțeleg eu. Noi nu avem alte resurse. Nu avem ca dumneavoastră industrie, nu avem. Da. Faceți noi ce putem. Ne întoarcem la acea asociație care aveți de prietenie română-ucraineană, da, și de medicii care vor veni. Câți medici vor veni? 6 persoane vor veni. Noi îți facem un traseu împreună cu medicii aici. Când vor ajunge la Târgu Ocna? Duminică seara, luni vor fi în program. Activitate, ca nu să zicem așa. Exact. Cât vor sta aici? Cred că până 2-3 zile, ei vor să, cam 2-3 zile, până când rezolvă problemele care le au. Adică vor să vadă ce avem noi și medicii de aici o să... Să-și formeze o impresie. Sigur, da. Sunt foarte bune aceste lucruri pentru că, trăgând linie, s-a vorbit de Târgu Ocna mult și la întâlnirea cu Asociația Orașelor și Congresul Autorităților Locale din Moldova. Se vorbește și în Ucraina despre Târgu Ocna, nu? Încet, încet. Se vorbește, dar rezultatul final sunt acești turiști plătitori care au intrat în mine, unde creșterea a fost de 20%. Or, creșterea asta nu se face așa că avem noi munți, văi și câmpii și... Știți, aer curat. Da, da, nu se face. Trebuie promovată chiar puțin mai, să zicem, agresiv așa, mai cu puțină poveste, mai cu puțină... Da. Și sigur care că nu spune o poveste, pe dumneavoastră, nu? Credeți că eu... Când am pornit în 2 februarie 2017, prima întâlnire și prima discuție, fapt, la 1 decembrie a fost, și prima vizită a fost pe 2 februarie a soborului de preoți de la noi acolo. Și să primim în noiembrie moaștele, realizare la care nici nu mă gândeam vreodată că se va face. Dar când ați pornit această colaborare, această... Vă gândeați că o să primiți, să concretizați ceva? Nu, niciodată. Dar din nimic, din ce pornești, nu știi ce iese. Dar să stai degeaba și să n-ai nimic, atunci... Nu bate nimeni la ușă, prima, nu? Prima care ai o șansă. Pe vreau cu părintele Protopop când am început și a zis, încearcă, dar nu cred că reușești, pentru că ele au valori spirituale, importante. Maștele sunt lucruri, valoare mare și... Bine, acum moaștele sunt plimbate, moaștele, nu? Nu, nu, sunt în biserică, în Salina. Sunt în biserică? Deci au fost donate de Metropolitica Fanghel localității Târgu Ocna, bisericii de sare din mină. Au fost donate special, nu sunt, nu pot duse în altă parte. Deci așa au fost donate, pentru că am avut 2 întâlniri, 3 întâlniri, ne-am cerut acest lucru și au spus că da. Sunt niște condiții care le-au pus, da? Partea, biserica se ocupă de problema asta, dar vreau să spun că am inițiat chestiunea, da, asta. Da, bine, da. Și noi ca primar ce facem? Inițiem. Pentru că specialiștii vin apoi și noi creăm cadrul de desfășurare și apoi ceilalți discută. Și să stai să aștepți, că asta e marea problema noastră. Știți, noi am fost învățați că cineva venea de undeva, de la București, de la județ, de la guvern, și spunea, aici ce facem? Tu trebuie să fii un simplu executant și așteptai. S-a dus treaba asta, știți? S-a terminat. Mă, dacă ai inițiativă și faci, bine. Dacă nu, nu. Da? Și să aștepți așa să vină de undeva, de unde să mai vină? Nu mai vină? Că nu-i plătit nimeni să aibă grijă altuia. Și în această concurență între localități, care ce prinde și cum apucă, vedeți, pentru fiecare proiect e concurență, pentru fiecare leuți trebuie să alegi după el. Înainte cineva, o persoană, aranjai cu el, la județ, la București,
gata, spre tencul ăla, îmi dă bani pentru, îmi dă bani pentru. Nu e, bani aiurea. Acum se spune așa, vrei să faci un proiect, fă-l și convingi pe cineva să-ți dă bani. Dacă proiectul e bun și dacă este un proiect care valorifici turistic, a spus că și titlul ăsta l-am pupit cum vrei. Am văzut. Păi de ce l-am citit de el? El are acest titlu pentru faptul că trebuia să ne încadrăm exact pe solicitările din ghid. Da? Trebuia să valorificăm, să modernizăm infrastructură și să fim stațiune. Și în titlu am prins toate aceste cerințe ale ghidului. Pentru că aici se verifică la punct, la virgulă. Sunt experți care verifică, vin în teren, măsoară tot, văd, trebuie, nu trebuie. Păi dacă vorbim de experți care vin în teren și măsoară și verifică, cum stați cu lucrările la Casa de Cultură? A dat căldura. Mă scuzați. Spune că, nu-i problemă. Se poate spune că se lucrează, că au demarat, cred că au demarat lucrările. Spunea zilele trecute că au venit, se lucrează în interior, nu știți despre ce e vorba. Nu se lucrează. Un noroc de o firmă, deși nu s-a făcut licitația la Târgu Ocna, s-a făcut la București. Lăsați că e bine, pentru că nu mai apar discuții, știți? Da, și lucrează, și astăzi lucrează tot timpul. Ați intrat în dialog cu ei, știți cine, ce, unde, cum au venit, s-au prezentat? Nu, nici s-au venit, s-au prezentat pentru că îi sprijinim în tot ce fac. Foarte interesant, la ANL. Urma să vă întreb, vă dați seama, ați întâi corect până la urmă. Da. Acolo la fel, a venit o firmă și pe nisoare au cărat pământ acolo, pentru că o să fie interesat să facă lucrări, să poată încasa bani. Cum adică și pe nisoare au cărat pământ? Au început să... Au început descavările, da. Au început să fie fundația și cară pământ. Din fundație, că trebuie să termine, iau termen un an. Și pe interior și pe exterior, nu? Păi nu, un an terminat blocul. La cheie, ca să se zicem așa. La cheie, da. Vă văd rezervat un pic. Nu că sunt rezervat, mă uimesc și pe mine cu termenele astea, dar asta au licitat, trebuie să le rezolve. Trebuie să le rezolve, sunt diriginți de șantier, urmărim lucrările. Sunt bine organizați, sunt șantiere care, înțeleg, că au și la același constructor, are și la Onești, și la Măinești, și la noi, la Târgu Ocna. Au niște excavatoare mari, utilaje foarte mari, cară, pământ, cât, da, capacități mari. Se lucrează în alt ritm, să înțeleg. Da, în alt ritm, sigur. Da, pentru că... Adică au reușit să aducă echipamente, utilaje foarte bune, performante. Păi așa niște mașini, cară, pământ, nici nu știu că e zăpadă, că e moale, că e... Stai. Se lucrează, își doresc să-și caseze bănuții. Până la urmă, ar fi interesul lor. Da. Că chestia asta care se spune că e aranjamentul primarului, că vrea primarul, că face casă el, că nu ai de să vin, sunt povești. Nu mai, ce să... Tu poți, dacă mă întreabă cineva acum, chiar nu știu cum îi cheamă. Deci el nu vine. Noi am predat terenul, la noi am predat terenul, a avut loc licitația la București, a fost numit... A câștigat licitația? Deci a câștigat licitația din câți au fost acolo, chiar la niște prețuri mai mici decât în proiectare, mult mai mici, cât a fost proiectul. Și fac treabă. Ei trebuie să predea lucrarea. Noi suntem chemați la recepție. Asta e stilul. Nu, s-a dus povestea că vine ăla, că-l cunoaște cineva. Sunt povești. Gândiți-vă, eu nu vreau să fac salina. Păi ce putem să trimit pe ei? Hai să vă... Ce ne apucam noi? Luăm, găseam niște... Luați piatră cu piatră. Nu, ce doamne. Da, vă cred. Asta e licitația. Licitația. Sunt firme care... Și nu pot discuta cu niciunul. Și nici nu-i cunoști. Aici. Licitația. Există sistemul pe apă. Sistemul electronic. Numai scrisori, pe calculator. Deci oferte, mediu online. Oferte acolo. De online atât, o oră, minut, când s-a pus, ce s-a pus. Cum, rămâne dovada, uite, s-a făcut, oameni s-a specializați, echipă, chiar eu nici nu știu, mă informează așa, că întreb toată ziua, mai știți ceva? Sunt oameni la achiziții specializați, sunt comisii naționale care verifică, băi, cum, dacă ai pus un punct greșit sau o virgulă, bag la răzbelul, la contestații. Faci contestații la București și astea sunt chestiuni grave, vă dați seama, nu? Că chestia asta nu mai e, gata, s-a terminat. Povestea că aranjează primarul. Nu mai merge. Mm. Da, într-adevăr, sunt foarte importante, v-am întrebat de aceste obiective, pentru că sunt mare, de mare învergură. Da, toată lumea crede că aranjezi cu primarul și faci strada mea. Nu se încadrează în anumite chestii, în anumite cerințe, nu poți să o faci, n-ai cum, vă dați seama. Sunt multe.
Aveți vreo veste despre Groapa Burlacu, dacă tot vorbim despre obiective turistice? Da, obiective turistice, vreau să vă spun că noi suntem și acolo, e greu. Suntem cu un centru, un studiu de cercetări de la Cluj, care am făcut o foraje de observații pentru fiecare, se măsoară concentrația se de sare, nivelul. Că noi trebuie să fie sub observații toată zona aia. Și se pare că se poate amenaja ca lac de râmnic, că dacă a fost un lac care a apărut prin surpare, trebuie cineva să-ți spună că poți să faci ceva acolo. Și atunci, unde să apelezi? La institutele specializate din țară. Și se numește la Cluj un institut. Noi, deci, 3 ani, 4 ani de acum, tot studiază, vor studia în continuare. Am creat posibilitatea de a studia. Am făcut niște foraje în jurul lacului ca să verifice circuitul apelor. Soliditatea solului sau nu, ce? Nu. Structura solului ne interesează și asta. Sigur, când au făcut foraje, au scos carote și au văzut structura solului. Corect. Dar în aceste foraje, acum se iau probe și se măsoară nivelul apei, concentrația, și se vede exact care este circuitul apei pe suprafața solului, pe spinarea sării. Mm-hmm. Că sunt circuit. Apa circulă, apa freatică circulă. Deci trebuie toate apele la suprafață să le captăm și să le dirijăm, că dacă nu le dirijăm, apar probleme. Și dacă tot ați spus de problema asta, avem o avarie acum pe drumul național care merge spre Stănic Moldova, de la intersecție. Strada s-a, să zic, surpat. Se surpă, da. Se surpă. Se face o intervenție acum la rețeaua electrică, rețeaua de 20 de kV. Și se intervine acum. E posibil ca orașul să rămână 3 ore fără curent electric, dar trebuie să facem pentru că e posibil stâlpul să plece. Deci undeva în pantă acolo sunt niște izvoare care nu au fost drenate când s-a făcut șoseaua atunci, în 1978, când au avut loc acele surpări, nu s-a drenat și s-a lăsat terenul, s-a lăsat și sigur că n-are nicio legătură cu exploatarea sării, cu sondele, adică vreau să steau oamenii liniștiți că nu este o asemenea chestie, este doar la suprafață, este pornit ruptura dinspre Măgura, și plecată cu stradă puțin. Da, o sunt cei de la drumuri acolo, este semnalizat. Întâi rezolvăm problema energiei electrice, să nu avem vreo avare și să stăm apoi mai mult, mai bine facem preventiv, mutăm rețeaua ca să nu avem probleme. Vă văd că în permanență merge, domnule, în prevenție decât să ajungem la evenimente. Păi nu e mai ușor decât să... Să reparați după aceea. Sigur. Păi nu, e mai bine, dacă se întâmplă acolo, gândiți-vă că dacă pleacă stâlpul și rețelele le distrugem un cimul mai mult. Așa, noi le dezafectăm și facem alt circuit. Și celul de la Ion trebuie să le mulțumesc că chiar au intervenit, cum au venit și acum se lucrează. Este veste bună, deci s-ar putea să rămâneți câteva ore fără. Câteva ore fără, dar e mai bine să stăm câteva ore decât câteva zile. Bună și această precizare a dumneavoastră. Din păcate, trebuie să vă spun că timpul așa s-a scurs cu repeziciune. Fac așa o scurtă recapitulare. Deci, vineri la Târgu Ocna, ora 11, la Colegiul Național Costache Negri, avem o vizită de înalt nivel. Da, de acord. Vine domnul viceprim-ministru și sigur că vom semna iarăși aceste contracte cu proiectele care le avem. Un moment important pentru noi. A venit și domnul președinte Consiliul Județean, domnul Brașoveanu, vor veni deputați, senatori, domnul Venea, doamna Șotcan și sigur și alți invitați de la București. Am înțeles. Iar duminică, de fapt luni, în mod oficial, acea delegație de medici din Ucraina vor fi prezenți la Târgu Ocna pentru câteva zile pentru a testa, exact, a vedea cu ochii lor și a simți beneficiile. Capacitatea pe care o avem noi, tratament. Și, sigur, aici medicii discută. Ei vizează anumite lucruri, este foarte adevărat. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vin cu mare plăcere în fiecare miercuri. Și așa altă este. Dată că mă chemați. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!